Eu cred că am toate șansele să rămân un USR, pentru că eu chiar îmi doresc să continui, nu știu, politic în interiorul USR-ului. Am întâlnit oameni super, super, super mișto în acest partid. Sunt oameni cu care pot să spun că am creat chiar și relații apropiate, chiar de prietenie, pot spune. Iar este o vorbă din bătrân, nu mor cai când vor câini, vă spun în față. Și n-am nicio problemă. Eu vreau să rămân în USR. Eu vreau să construiesc un USR. Nu plec la alt partid. Mi s-a pus această etichetă de foarte mult timp, inclusiv de către președintele Iulian Bulai. Că plec, că plec, plec. Le-am spus foarte frumos și foarte corect și foarte cinstit. Că eu sunt om foarte serios. Le-am spus, nu plec nicăieri. Într-adevăr, am avut discuții, că așa este. În politică ai discuții. Nu poți să te închizi într-o cameră și să spui, domnule, nu discut cu nimeni, nu vorbesc cu nimeni. Ai discuții, dar trebuie să fii consecvent pe ceea ce îți dorești tu și care este, nu știu, drumul tău politic în viață. Iar drumul meu politic în viață este în USR. Atâta timp cât USR-ul, bineînțeles, mă dorește în el și le spun și acum ce le-am mai spus de atâtea ori. Împreună suntem mai puternici. Toți ceilalți încearcă să ne dezbine. Asta este politica. Pe lângă politică, pe lângă negocieri, pe lângă diplomație, este și această dezbinare. Că nu degeaba această vorbă a rămas că dezbină și cucerește. Așa este. Te ia la bucată și încearcă să te despartă. Este o metodă care funcționează, va funcționa, a funcționat și în trecut, dar eu, să zic așa, sunt puțin mai încăpățânat. Știți foarte bine că eu sunt încăpățânat și mă încăpățânez în continuare să rămân în USR. Chiar dacă unii dintre colegi crede că am greșit cu ceva. Nu am greșit cu nimic, vă spun sincer. Și eu sunt un om care sunt foarte atent cu ceea ce fac eu și foarte autoironic, așa, mă cert foarte mult eu cu mine însumi. Și aici chiar nu, chiar am pus vineri noaptea, într-adevăr am adormit foarte târziu, era 4-5 dimineața când am adormit, am stat și am făcut o revistă, așa, o recapitulare a ceea ce s-a întâmplat și am ajuns la concluzia că nu am greșit nici în fața partidului și nici în fața colegilor din administrație, din Consiliul Local.